Salutare, prieteni! Astăzi vă prezentăm o conversie super reușită, făcută pe un Volkswagen T3. Conversia a fost realizată în atelierele Top Tuning din Republica Moldova. Vehiculul de bază are un motor de 1,6 litri diesel și este fabricat în anul 1989. Conversia a fost realizată în totalitate de către Top Tuning. În momentul în care mașina a intrat pe porțile atelierului, avea o culoare galbenă și se prezenta într-o stare tehnică deplorabilă. Din aceste motive, modificările au fost substanțiale și pe lângă reparațiile aduse caroseriei s-a schimbat și culoarea. Transformarea finală este mai mult decât spectaculoasă. În cazul caroseriei, nu doar că s-au rezolvat problemele de coroziune, dar au fost înlocuite bucăți întregi din tabla acesteia, datorită nivelului avansat de degradare. Toată suprafața caroseriei a fost tratată prin sablare pentru a elimina complet orice urmă de rugină. Metalul a fost astfel curățat până la nivelul la care a ieșit din fabrică. De asemenea, s-a optat pentru o vopsea cu proprietăți deosebite, Raptor. Această vopsea este special creată pentru a rezista la zgârieturi și a proteja astfel orice suprafață, indiferent de intemperiile și condițiile dificile la care aceasta este expusă. Raptor este o vopsea flexibilă și rezistentă la un spectru larg de factori mecanici. Pentru confort în utilizare a fost montată o trapă clasică, un sistem fotovoltaic, precum și un aparat de aer condiționat la 12V. La interior s-a optat pentru păstrarea și recondiționarea bordului original, pentru senzația pe care ți-o dă conducerea unui T3 autentic. Scaunele au beneficiat de o platformă rotativă, datorită cărora acestea se pot roti. În acest fel, este maximizat nivelul de utilizare al spațiului interior. De asemenea, zona de bucătărie este deosebit de versatilă, iar masa poate fi folosită nu doar pentru a mânca, ci și pentru lucruri pe un calculator, de exemplu. Datorită spațiului restrâns, s-a optat pentru o soluție compactă pentru rezervoarele de apă curată și apă gri. Iar pentru soluția de refrigerare, s-a optat pentru un frigider cu compresor la 12V. În ceea ce privește sistemul de încălzire, s-a montat un încălzitor diesel dimensionat pentru volumul interior al vehiculului. Sistemul electric este deservit de două baterii de 12V și un invertor care transformă din 12 în 220. De asemenea, este posibilă conectarea la o sursă externă de curent la 220V. Și soluția pentru pat este deosebit de ingenioasă, optimizând la maximum spațiul disponibil. Capitonajul de înaltă calitate nu face decât să sporească senzația de custom. Puteți să vedeți mai multe conversii făcute de prietenii de la Top Tuning pe pagina lor de internet sau pe Facebook. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați și să dați un like și un share. Vă mulțumesc că ați urmărit acest video.